Deci cam atunci vă spun să schimb textele astea ale lui Lenin. Deci se nuanțează puternic, se spune că avem nevoie de ingineri mecanici, că trebuie făcut mașini unelte. Bineînțeles că n-au introdus mașini unelte bune. Strungurile astea hacker era un program colosal de intimidare, să spunem, și a acestor ingineri mecanici, a chimiștilor, bine, a transponderiștilor, teoria asta a transponderului, dar în mare pierdeau teren la Moscova. La Pekin au fost niște încercări din astea cu Revoluția Culturală, să spunem, să intimideze încă o dată mișcările, să spunem, progresistii intelectuale, care s-au sfârșit destul de greu, să spunem, abia prin 96, după moartea lui Deng Xiaoping. Deci foarte greu, peste 30 de ani, vedeți, cât a durat acolo, cu toate că ei spun că au făcut niște încercări cu hoteluri, cu pe malul mării, nu mai știau și cu ei, domne, nu mai știau și cu ei. Așa e când ajunge pleava, să spunem, la putere. Bineînțeles, eu am spus, hai să plecăm, nu trebuie să stăm aici, nu-mi convenea deloc, pentru că eu nu știu de unde este atâta pleavă. Și, bineînțeles, încep studiile, să spunem, amănunțit și în țara, și pe planeta, ce a fost aici, să vom ce a fost aici. Deci este nenorocire, deci am început cu praful, mi se părea să văd, depune mult praf. Deci totul este fals, domnule, nu vă dați seama ce este în România. Deci sunt falsificate cărțile. Aici, într-adevăr, Imperiul Bizantin a fost. Dunărea era cu totul altfel, deci este un proces de aralizare, de deșertificare, se depune cam un centimetru, să spunem, pe an, asta e minim, dar sunt zone în care, practic, se depune, să spunem, pe lună vreo 10 centimetri. Deci vă dați seama ce probleme sunt aici, de geografie, deci nici nu este zona asta dunăreană, este o lagună, practic, a Mării Negre, care a secat mai încolo, erau niște insule, să spunem, practic Marea Mediterană, având o intrare mult mai mare în Marea Neagră, deci, practic, era tot Marea Mediterană. S-a stricat după aia geografia cu turcii, mai ales, și cu alte forțe retrograde complet, care au și fost descoperite atunci din Statele Unite, mai ales.